La cea de-a 12-a ediție a concursului de matematică David Geller, organizat de Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu din Reghin, s-au înscris 187 de elevi din ciclul gimnazial. În acest an au participat copii din întreg județul Mureș, dar și din Bistrița Năsăud. Caracterul intercultural educativ este dat și de prezența celor 9 elevi din Republica Moldova, a celor 22 de copii din Ungaria, dar și candidaților din Olanda testați online. Subiectele sunt traduse în toate cele trei limbi, română, maghiară și germană, și sunt de un nivel de dificultate ridicat asemenea olimpiadelor. Pentru aceștia au fost pregătite 3 seturi de subiecte, în conformitate cu programa școlară a fiecărui stat. Deci ca și în anii precedenți și anul acesta ținem să mulțumim primăriei municipiului Reghin. Ei ne ajută întotdeauna și putem să abuzăm de bunătatea lor și de și anul acesta. În plus, mai avem cu un sponsor principal comunitatea evreiască din România, comunitatea evreilor din România, fiindcă știm foarte bine, acesta este un concurs memorial în memoria domnului profesor Geller David. Și de aceea, comunitatea evreiască din România în fiecare an ne-a ajutat. Concursul internațional de matematică este organizat în memoria profesorului de matematică Geller David, care și-a pus amprenta pe mai multe generații de elevi din municipiu. Deci în 44-45, când s-a eliberat din lagăr, era un copil bolnav și de TBC și care nu făcuse nici școală, pentru că în perioada din lagăr nu mergea la școală. Ei a reușit, adică a devenit după aceea s-a tratat și s-a însănătoșit, și a devenit și un cunoscut profesor de matematică. Eu, după părerea mea, un exemplu foarte bun pentru toți copiii. Inspectorii de specialitate matematică informatică au fost și ei prezenți la eveniment. Aceștia și-au arătat mulțumirea față de nivelul calitativ al învățământului mureșan și implicit reghinean. Noi dăm educație foarte bună copiilor. Asta se vede din diferitele rezultate internaționale ale elevilor la olimpiade și nici la matematică nu ne putem plânge. Acest concurs, Geller David, cum îl vedeți dumneavoastră în clasament? La nivel județean, foarte prestigios. La nivel național, încă trebuie să crească, dar nu ne interesează. Pe noi interesează faptul că există mișcare, există o energie care să miște copiii, există o bunăvoință din partea cadrelor și un interes din partea elevilor. De mulți ani, acest concurs reprezintă o emblemă a școlii. Este alături de zilele școlii, Alexandru Ceușanu este un simbol care ne reprezintă. Durata probelor a fost de 2 ore, între 9 și 11. În timp ce profesorii de specialitate au făcut corectarea, membrii delegațiilor au vizitat Biserica Greco-Catolică și Biserica Săsească din oraș. La ora 15 a avut loc festivitatea de premiere.